numele și-o primit după culoarea în general galbenă, care de fapt este o serie de culori galbene și bej de diferite nuanțe, divite deseori cu culori mai întunecate. Este o pasăre bine reprezentată în delta Dunării. Cuiburile sunt făcute pe arbuști de zelog și uneori și în sălcii, de regulă la înălțime mai mică față de celelalte specii cuibăritoare din colonie. Prezentă în coloniile mixte, cu un statut mai jos acolo, datorită taliei sale mai mici, mai mici decât a celorlalți stârci. Preferă să stea, este și el, ca și stârcul de noapte, mai degrabă un așteptător, un stârc de așteptare, care așteaptă cu răbdare. Prinde, în general, broaște sau peștișori. Stârcul galben este o specie migratoare, pleacă în septembrie și se întoarce în aprilie. În timpul migrației zboară în stoluri mici, de obicei noaptea, scutând strigăte caracteristice. La aceste păsări, dansul nupțial este o splendoare. Și stârcul galben și egretele, ca pe unul își ridică penele de erodium care începe de la scapulară. Este aproape ca pasărea paradisului. Acest penaj este folosit și pentru îndepărtare sau intimidarea unui adversar posibil. Stârcul galben, ca majoritatea stârcilor de la noi din țară, este o specie protejată, supusă protecției prin legislația europeană și cea specială cinegetică din țara noastră. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.